ieșit râzând de la parchetul general și ne spunea foarte senin că niciodată nu au fost abuzuri la DNA Oradea și ulterior vă arăt exact documentele și o să vedeți cum a fost făcut, cu abuz, sub presiune, cu amenințări, dosarul doamnei. În 2012, în 21 noiembrie, dimineață la ora 7, au venit Duba demascați, poliție, au intrat în birou. 56 de zile am stat în arest. Încep presiunile cu denunțuri. Exact. M-a dus, că eram în control judiciar, mergeam la semnat după ce am ieșit, mă ducea la el polițistul și tot îmi spunea că dacă eu vreau să ăsta, ei mă ajută și să scriu, că ei îmi dictează. După 6 ani de calvar, de arestări, de rearestări, de bătaie, controle judiciare, bolnavă, târâtă, în cătușe, împinsă, obligată să scrii denunțuri, să vină să-ți spună că ești nevinovat și că ai fost bătaie de joc 6 ani. Deci vă dați seama că în clipa aia, în ziua aia, n-am putut nici măcar să bag un bucată de pâine în gură. Am plâns toată ziua. Consider că mi-a fost afectat inclusiv viața mea privată. Prin faptul, prin aducerea la cunoștință a conținutului unei discuții private, la adresa persoanelor la care am făcut unele referiri mai plastice, mai sub imperiul unor emoții de moment, sigur că poate conduce chiar la deteriorarea profesională a relațiilor dintre procuror și judecător. Lucru evident pe care nu l-am dorit, pentru că noi nu știam în niciun caz, sau cel puțin nu știam că suntem înregistrați. Se fabricau dosare acolo la Dumnezeu Oradea? Dumnezeule, nu. Niciodată. Nu, eu n-am auzit să se fabrice un procuror sau un polițist sau un procuror să fabrice dosare. Eu știu de o singură fabricare de dosare care s-a lăsat și cu condamnare. Cine fabrică dosare și cine nu își respectă atribuția de serviciu, nu se poate numi procuror sau magistrat. Poate cine știe, domnule procuror, se va lăsa cu condamnare și în cazul acesta. Alături de mine în studio, avocatul Cosmina Cerva, mulțumesc tare mult pentru prezență, și Alex Coita, mulțumesc. Bună ziua, mulțumesc și de invitație. Începem cu aceste documente pe care le-am obținut și care arată exact cum a fost făcut dosarul doamnei Nela Secară. O să vedem pe ecran două declarații. Declarația denunțătoarei din dosarul Nelei Secară la parchet în fața autorităților, declarația dată în instanță. Aici avem rechizitoriul, vedem că dosarul a fost făcut de domnul procuror Ardelean Cristian, cel pe care l-am văzut mai devreme, râzând și spunând că niciodată nu s-au făcut abuzuri și că așa ceva nu există. Următorul document sunt declarațiile denunțătoarei. Stânga declarație în fața anchetatorilor, dosarul a pornit de la un denunț făcut de Ana Bora, era arestată la vremea respectivă într-un dosar și a fost chemată să dea declarații. Și ne spune în declarația din fața anchetatorilor Ana Bora că i-a fost relatat faptul că o altă deținută a lucrat într-o perioadă alături de Secară Mirela, a povestit cum doamna Secară și-a distrus bunurile, a făcut tâlhărie și tot dosarul s-a construit pe acea declarație. În cealaltă parte, în instanță, le spune aceeași denunțătoare judecătorilor în felul următor. Arăt că într-adevăr am formulat un denunț în fața organelor de urmărire, însă acesta a fost condiționat de conduita organelor de urmărire penală pentru a nu mai solicita prelungirea mandatului de arestare preventivă într-un dosar de evaziune fiscală, instrumentat de poliția și procuratura din Bihor. Menționez că cele declarate în denunțul scris nu corespund adevărului, întrucât acesta a fost dat sub presiune și abuz din partea organelor de urmărire penală. A fost eliberată din arest doamna care a făcut denunțul? A fost. Procurorul Ardelean nici măcar nu a mai cerut prelungire.
Da. Doamna și avocat. Nu este unicul caz. Pentru telespectatori poate, da, se miră că astfel de abuzuri s-au întâmplat și se întâmplă în parchetele din România. Pentru noi, avocații, vă spunem de atâta timp. Asta era metoda brevetată de DNA. Deci așa se lucra în dosarele DNA. Pentru a face un dosar unei ținte, pentru că doamna a fost o țintă, nu cred că așa s-au trezit ei din senin să-i facă un dosar că vai tâlhărie sau nu știu ce, îi se furaseră 3 poșete pe acolo. Că am înțeles că până la urmă ăsta era business-ul doamnei, fabrica poșete. Exact. Nu. Asta era modul de operare al procurorilor. Aveau pe cineva arestat, se duceau și făceau presiune asupra lui să facă un denunț pentru țintă, se făceau presiuni și erau șantajate persoanele, pentru că trebuie să folosim cuvântul ăsta, atâta timp cât eliberarea ta este condiționată de a scrie un denunț, ăsta e un șantaj. Deci procurorul efectiv șantaja o persoană care era psihic, nu în condiții tocmai normale, că atunci când ești arestat nu ești foarte bine psihic. Traumele sunt asupra ta. Șantajau persoanele arestate să facă denunțuri. De multe ori vă spun sincer că la DNA mi s-a întâmplat personal să fiu cu clientul meu de față și să-i se solicite denunți de față cu avocatul, adică ei nu mai aveau